Piața Universității, doamnelor și domnilor, și sigur că vedem aceste imagini și bucuria de nedescris, două lucruri care sunt practic incredibile, acea melodie Ciuleandra transformată în al doilea imn, practic. Primul e imnul național, cântată, da. Al doilea este Ciuleandra, imnul probabil echipei naționale de fotbal în momentul când ăsta. Când văd imaginile astea, mi-aduc aminte, fac o paralelă care este extrem de mulțumitoare pentru mine. Mai țineți minte filmul Invictus? Da. Este vorba de campionatul mondial din 95, de rugby, da. Pe tipul Nelson Mandela. În film Nelson este interpretat de Morgan Freeman. Da. Și în film personajul Mandela spune câtă nevoie are țara, Africa de Sud de atunci, are nevoie de măreție, apropo de apartheid, da. Diviziunea din popor. Și când văd atâta bucurie aici, mă gândesc și realizez câtă nevoie are țara asta și oamenii acestei țări de momente de un asemenea calibru. După o pauză de 12 ani, sigur, 12 ani dacă socotim doar campionatele europene. Sigur că explozia de bucurie este colosală. Pentru că sunt 12 ani de când nu cred că au făcut mare lucru, că au fost și campionate în care am fost cam degeaba așa. N-am participat aici. Nu, am participat și am participat cam degeaba, cam ca bătăi și asta. Acum chiar au făcut rezultate. Cum spuneam, mi se pare că la ultimul european nu am dat niciun gol. Da, au fost a fost niște ratări de-astea. A doua oară când am trecut de grupe. Am trecut de grupe în 2012 când am bătut Anglia cu 3-2 în ultimul meci. Exact. Iar ultima dată n-am dat niciun gol. Bun, sigur ne amintim și eu că odată ne-a bătut Albania. Albania. Da. Albania, 1-0. Să știți că dacă i-ați fi văzut și acum la acest campionat european, nu prea-ți vine să te duci să joci cu ei. Adică foarte agresiv. Agresiv. Agresiv, joacă în campionate, dar tehnici. Da, da. Și și ei cu suporteri mulți, pentru că au o diasporă foarte puternică. Da. Deci nu-ți prea vine să te duci să joci cu ei. De altfel, să știți că și pe vremea când echipele noastre de club făceau 80-90, în 10 ani, 6 erau semifinală cel puțin, neîntorit Tirana a rămas în memoria tuturor. Adică echipa albaneză care s-a sfântat pe cei de la Dinamo. Anul acesta până și Georgia a uimit. Apropo, da, ne întoarcem.